Haideți să facem acum o pâine keto. Avem nevoie așa de 200 de grame de făină de migdale, 40 de grame de făină de cocos, 30 de grame de semințe de in, 35 de grame de tărâțe de psilium. Eu le-am făcut aici, am luat un mix de la de semințe de in cu tărâțe de psilium. Ce mai avem? O linguriță praf de copt, o linguriță bicarbonat de sodiu, așa, și 30 de grame de tărâțe de ovăz, care sunt aici. După care, 2 linguri de zeamă de lămâie și 300 ml de apă fierbinte. Ah, asta frige. Asta merge la o ciorbă de perișoare. Mamă, mamă! Amestecăm toate ingredientele într-un castron. Așa. Mamă, ce e la mine aici în bucătărie? Punem făina de migdale, făina de cocos, tărâțele de psiliu cu semințele de chia, tărâțele de ovăz, așa, o lingură de praf de copt, este de ajuns, o lingură de bicarbonat de sodiu, două linguri de ulei de măsline, ...360 ml de apă fierbinte, după care 2 linguri de zeamă sparsă de lămâie. Fiind apa fierbinte, luăm o lingură de lemn, asta ce am găsit și eu pe aici, și începem să amestecăm. Mamă, o să iasă o pâine delicioasă. Am pe foc pe aragaz o ciorbă de perișoare, fără orez, perișoarele cum se fac normale, după care toate ingredientele, doar n-am pus orez. Amestecăm cu o lingură până când se mai răcește apa dinăuntru, după aia o luăm la mâini, o frământăm la mâini. Opțional se pune și un praf de sare, da, eu nu vreau cu sare. Mai departe, luăm cu mâna și o frământăm bine, bine, ca să se pună toate ingredientele, să intre cu apa aia, să se omogenizeze. Vreau să vă spun că e prima oară când fac această pâine. N-am mai făcut niciodată. Așa. Așa, o lăsăm 10 minute, după care, într-un recipient de ăsta, o punem de aluminiu și îi dăm o formă de pâine, așa, după ce am lăsat-o 10 minute să se liniștească. După care, punem un pic de ulei de măsline, presărăm un pic de ulei de măsline pe pâinică, ungem un pic. După care eu prefer să-i pun, unde sunt semințele? Un mix de semințe de astea super omega 3 pe deasupra, să-i dea un aspect mai interesant. Sunt semințe de susan, semințe de dovleac, floarea soarelui, semințe de in și, cum am spus, semințe de susan. Ia uitați cum arată, mamă, să vedem ce pâine este. Mai departe. După care o băgăm la cuptor la 180 de grade pentru 45 de minute. Gata, s-a făcut pâinica noastră. Hai să o luăm din cuptor, să vedem cum arată. Ia să vedem cum o iau eu de aici fără să mă... Wow! 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 Așa! Ia să vedem cum e făcută. E crocantă. Hai să vedem cum facem să o punem pe... să o scoatem de aici și să o punem pe tocătorul ăsta. Am reușit să o scot din recipientul ăla, o lăsăm un piculeț de tot să se răcească. Ia să vedem, dragilor, că s-a făcut și pâinica. Hai să vedem cum este. E bună. Nu este aerată așa cum ar trebui să fie, dar în schimb este foarte crocantă. Și este făcută. Băi, bună. Vezi că e pâine. Mamă, ce bună e. Puneți-i sare. Puneți-i sare. Mamă, și astea. Semințele astea pe deasupra, coaptă așa. Sunt bune eu. Băi, chiar bună rău. Mai trebuia un pic de sare să-i pun, dar n-are nimica. E ok. Mamă, de când am mai mâncat pâine, o felie de pâine cred că am mult timp. Mănânc toate semințele alea. Hai să mâncăm ciorbica de perișoare. După care ne luăm glucimia, să nu uite. Această pâine conține în jur de 2000 de calorii. Făcute pe feliuțe, aveți 200 de calorii. Asta pe cine interesează? Pe calorii, pe mine nu mă interesează. Oricum, două felii de astea, sau chiar o felie, e foarte sățioasă, frate. Deci e foarte sățioasă. Ți-ai o feliuță de aia, ți ajunge. Hai, maxim două mănânci, ai 200 de calorii. Plus ce mai mănânci acolo, dacă chiar vrei să ții numărul caloriilor. Este ok. Hai să vedem, sunt curios să vedem după 2 ore dacă crește glucoza în sânge. Da. Tare curios sunt. Hai, ne vedem după 2 ore. Nevastă mea e cu ciorba, ea e ciorbăreasă, eu nu mă pricep să o fac și de-aia am întrebat-o pe ea cum se face ciorba. Deci, dragilor, ieri am mâncat ultima masă, probabil că ați văzut și pe TikTok, că am făcut omleta aia cu bacon la ora 11. Hai să vedem câte ceasul, acum ieri. Deci e ceasul 12:18, sâmbătă 5 martie. Eu pe 4 martie am mâncat la ora 11 doar o omletă, atât. Și seara am mai mâncat pe la 4:30, așa, am mai mâncat 2-3 linguri de unt de arachide. Deci până la ora asta eu n-am mâncat absolut nimic. Asta va fi prima masă, ciorba de pirișoare cu pâine. Eu v-am zis, în general nu mănânc pâine, dar fac pâinea pentru dumneavoastră, ca să vedeți cum arată. Deci ne-am înțepat, mai stoarcem un pic sângelii și băgăm aici, stai așa. Ia să vedem cât avem. Se vede? 113. Da. Deci este 113. Da, e cam puțin mai mare, de după 20 câteva ore, nu mai știu. Deci asta 113, da? Hai să vedem după masă cum influențează glicemia la 2 ore. Gata, dragilor, a trecut și ora, este 14:52, sâmbătă 5 martie. După acea pâine, cât am mâncat? 2 feliuțe de pâine și ciorbica aia de perișoare, da? Băi, tare curios sunt să văd cât, dacă chiar e ok să mâncăm pâine. Deci chiar e tare curios sunt să văd dacă chiar este ok pâinea aia. E prima oară când am făcut-o. După cum v-am spus, eu nu mai folosesc pâine, fraților, de mult, de vreo 7 ani de zile. Foarte rar, foarte rar. Dar pâinea de asta albă, în niciun caz nu mănânc. Aia că am mai mâncat shawarma aia cu lipie aia, că am mai făcut un ou cu omletă, adică am pus, mă rog, am pus pe așa ou, după aia am pus lipie, am mai întors-o, dar foarte rar, eu vă spun că foarte rar mănânc pâine. Și tare curios sunt să văd cât era, 113 parcă, nu? După câteva ore, 16, 18, nu mai țin minte. Eu în general ultima masă o iau. În general mănânc ori o masă pe zi, ori maxim de 2 ori pe zi. Pentru că stomacul meu s-a subțiat, s-a făcut așa de mic încât nu mai suportă, fraților, mâncare multă. Și nu mai, așa m-am obișnuit. Hai să ne înțepăm în celălalt. Trebuie să-mi tai unghiile. Am lucrat aseară la mașină, că am avut o problemă. Uite, m-am înțepat exact în centru. Exact în centrul degetului. Aici și nu unde. Exact în centru. Am lucrat aseară la mașină și cu ulei, cu alea, bă, deci nici măcar nu mi-am pus alea, bă, mă, ce... Sunt așa, am o stare de agitație, dar nu știu de ce. Și am energie de la postul ăsta, ceva ce nu vă închipuiți. Deci n-am stare să stau. Am luat iar la mașină degeaba. Este... Merge, da? Hai să vedem. Eu nu mă uit. Nu mă uit. Ia uite! Păi știu, 107. De la 113. Deci n-a crescut. Așadar, dragilor, 2 feluțe de pâine de aia cu ciorbica aia de perișoare, care v-a spus nevastă mea că a pus carnea aia tocată cu ou, ceva de genul ăsta, a pus și legume și a făcut oase, 2 oase de porc sau de vită, nici nu știu de ce a făcut, o să întreb eu. Foarte bun. Deci la 113 cât a fost, la 107. Da, eu zic că e ok pâinea. Până acum, e ok. 2 feliuțe consumate sunt foarte ok. Băi, pâinea e foarte sățioasă. Am pus-o am pus aici, în asta. Bă, încă e caldă. Încă e caldă. Bă, dar e chiar bună, bă. Nu are gust dulceag așa să zici, mamă, am făcut chec. Nu, e pâine. Și nu are decât 2000 de calorii. Să fii nebun să mănânci o pâine întreagă, frate. Ai las-o încolo ca să zici că, domne, mă îngrași sau... 2 feliuțe că sunt foarte sățioase. Dacă ai mâncat 2, bă, și m-am săturat, știți cum am săturat? Deci nu mai Cred că tot, la fel, e singura masă pe zi. Am mai luat ieri de la Kaufland. Nu, ba da, de la Kaufland am fost. Ia haide să vă arăt ce am luat. Că eu terminasem ăla, cum se numește, untul ăla de arahide. L-am terminat, care l-am luat de la farmacia Tei și am luat, l-am găsit pe ăsta de la Kaufland. Bă, nu mai știu cât am dat pe el. 20 de lei. Da. Păi are eticheta, zic eu, curată. Și e foarte bun. Deci este 100% alune, nu, fără ulei de palmier, că scrie aici, fără ulei de palmier, fără zahăr și sare adăugat și este cu gluten free, adică fără gluten. Da, nu știu, e scrie foarte, foarte mic aici. Ha? În fine, asta e. Mai iau două linguri de astea, că m-am obișnuit cu ele, două lingurițe. Mamă, și are ulei pe deasupra, uleiul ăla, care își lasă alunele astea. Mamă, e bun rău. Așa. Mai luăm două linguri de astea și gata, am pe ziua de azi. Mamă, e bun rău. Băi, e foarte bun. Bun. Da. A scos telefonul. Băi, foarte cremos, foarte, foarte cremos. Așadar, dragilor, ați văzut că nu crește glicemia pâinea aceea cu ciorbica aia de perișoare și că sunt Mihai Enat. Așadar, eu vă urez o zi cât mai plăcută și ne revedem data viitoare. Abonează-te dacă nu te-ai abonat, dă-și un like dacă ți-a plăcut acest clip, să mă propulseze și pe mine YouTube-ul, distribui și tu acest clip dacă știi pe cineva, ai vreun prieten care este și el interesat de acest stil de viață, de low carb. Și ce să mai zic, să ne revedem sănătoși cu glicemii scăzute. V-am pupat și vă urez o zi cât mai plăcută din nou.